Sunt un tip timid, adică am fost, mă știu, mă țin minte timid, fiind la vârsta voastră, dar asta nu m-a oprit să-mi construiesc o carieră și să devin fericit, dacă tot vorbeam despre fericire. Am 42 de ani, am o familie, sunt soț, sunt tată, am 3 copii, 19, 16 și 11 ani, sunt împlinit, asta mă face fericit și familia mea mă face fericit. Mă face fericit cariera și ce îmi aduce asta și un lucru care mă face fericit mai este voluntariatul. Îmi place să fac asta și mi-aduce împlinire. Acum am să vă povestesc oarecum istoria mea, oarecum. Am să vă spun cum am urmat școala, pentru că eu am urmat primii 12 ani de școală într-un singur loc, adică la Colegiul Mihai Eminescu. Probabil am fost ultima generație care a făcut asta, adică nu știu altă școală gimnazială decât Eminescu. Apoi am studiat științe contabile și după aia facultate de marketing. Probabil vă întrebați acum ce legătură are asta cu fotografia. Nu prea are și încerc să vă spun că uneori nu devii ceea ce vor alții să fii, ci ceea ce îți dorești să fii. Și acum sunt ceea ce îmi place oarecum. Sunt un fotograf care are o experiență vreo mai bine de 15 ani. Fac asta cu drag. Și mă bucur să vă spun și vouă că a urma visele înseamnă multă muncă. Un alt lucru pe care vreau să-l țineți minte oarecum este că nu există scurtături spre o carieră de succes, întotdeauna este multă muncă. Cei care au găsit oarecum o soluție sau scurtătură în carieră, s-ar putea să vă vândă pontul, dar să facă pe bani mulți și atunci nu cred că vi se merită. Acum, am devenit fotograf după ce m-am căsătorit și aveam o oarecare carieră în contabilitate, în științele economice. Asta nu m-a împlinit. Deși, da, aș putea spune că sunt un tip care pot să stau la birou și, îmi place să fac asta. Dar nu m-am împlinit și atunci am urmat oarecum un vis din copilărie, când îmi doream foarte mult să fiu fotograf, dar părinții mei nu au agreat asta. Nu știu de ce au făcut asta, încerca să găsesc o explicație, oarecum plauzibilă. Era vremea comunismului, când avea un aparat foto era destul de ciudat. Adică implica mai multe lucruri. Probabil trebuia să fiu înregistrat, să fiu urmărit cam ce fotografii fac și probabil asta m-a protejat de regimul acela. Am strâns eu bani cum am putut, cum am știut, copil fiind, clasa 7-8, mi-am cumpărat un aparat foto rusesc. Singur, am mers la magazin cu bani strânși și mi-am luat un aparat foto. Ei, după vreo săptămână, două, mama și-a dat seama că i-am un aparat foto și m-a pus să-l duc înapoi la magazin. Și asta a fost sfâșietor pentru mine. Am dus cu lacrimi în ochi și i-am cerut bani înapoi pe el. Mi-au dat bani înapoi. Și atunci, oarecum de necaz, am zis, nu mai vreau să aud de fotografie. Ei, se pare că după 10 ani, fotografia a revenit în mintea mea. Eu fiind un tip cu abilități tehnice, oarecum, adică cu dorința de a învăța lucruri tehnice. Și asta m-a ajutat să înțeleg partea tehnică a fotografiei. Am
cumpărat din nou un aparat digital, atunci pe vremea aceea destul de scump, și am început să fotografiez zi de zi, ore, un șir. Ca și un fotograf amator, începător, am fotografiat de la floricele, nori și copaci, până mi-am dezvoltat oarecum abilități. Ce vreau să vă spun este că am devenit autodidact în ce am făcut, pentru că pe vremea mea nu era școală de fotografie sau de arte în satul mare. Nu țin minte să fi fost. Și atunci, pentru că voiam să-mi urmez visul și să devin fotograf, a trebuit să învăț singur, să-mi caut literatură de specialitate. Nu era literatura română, a trebuit să citesc în engleză. Asta mi-a dezvoltat oarecum și abilitățile de a nu știu, învăța limba engleză, citind-o în manuale tehnice. Și a trebuit să învăț. Am luat legături cu cei puțini fotografi în satul mare care erau disponibili să împărtășească informații cu mine. Și încet, încet mi-am construit o carieră, pot să spun. Acum pot să spun că am o carieră în fotografie. Da, a trebuit să studiez mult. A trebuit să iau bucăți de informații pe care le căutam și le găseam destul de greu. A trebuit să fac, să fac asta, nu știu, 2, 3, 4 ani până am reușit să umplu toate golurile în știința fotografiei. Și a fost o muncă destul de grea. Doar că, nu știu, am stat să fac asta. Am studiat mult, am citit mult și am practicat ceea ce am învățat. E, asta face ca mai târziu să mă pregătească pentru a spune și altora despre asta. Și nu de mult, în urmă cu 5-6 ani, am devenit profesor de fotografie la Școala de Arte. Și asta nu pentru că m-am pregătit pentru asta, adică nu mi-am dorit asta, să fiu profesor. Când domnul Deac mi-a oferit posibilitatea, primul meu impuls a fost să refuz, pentru că nu... Probabil se și vede, nu am un spirit didactic sau pedagogic. Nu sunt un artist al vorbelor, probabil nu știu să motivez foarte entuziast. Dar domnul Deac probabil a văzut în mine, nu știu, abilitatea de a învăța pe alții. Și după prima oră, după ce am văzut 20 de ochi îndreptați către mine, așa cu emoții, mi-am dat seama că îmi place ce fac, pentru că pot să spun și altora și pot să ajut pe alții să scurteze drumul ăsta al însușirii informațiilor. Ceea ce mie mi-a luat probabil 2-3 ani, acum se poate face probabil în 6-7 luni. Și atunci am acceptat să fac asta, o fac cu drag, acum o fac, știu, în cadru privat, funcționează, am și câțiva elevi în sală, mă bucur să văd aici. Activez în special în domeniul, în fotografia de eveniment. Și asta pentru că acolo pot să fac ceea ce îmi place cel mai mult, adică să combin fotografia de candidă, fotografia candidă de stradă, cum o numim noi, cu fotografia, nu știu, oficială, ceea ce se pretează un eveniment. Și asta face ca, nu știu, ca stilul meu fotografic să placă unor clienți. Încerc să mă pun în locul vostru, nu știu în ce clasă sunteți, mă presupun că sunteți în clasele terminale a liceului și n-aș putea să vă spun că știți ce să fac la vârsta voastră cu mintea ce o am acum. Înțeleg din ceea ce am devenit că m-am pregătit într-o direcție, am terminat un profil de mate fizică, după aia am mers către contabilitate și apoi spre marketing și toate astea nu mi-au adus împlinire și a trebuit să deviez un pic drumul meu și să merg în zona, pot spune, a artelor. Da, fotografia este o știință a artelor.
dar prestez în acel tip de fotografie care se ocupă cu emoțiile oamenilor. Și asta îmi place să fac. Spre sfârșitul clasei a 12-a îmi doream foarte mult să devin asistent social. Asta era oarecum un moment al meu. Și împreună cu câțiva prieteni voiam să urmăm o facultate de profil. Dar ne-am oprit. Și am continuat în zona financiară, a studiilor financiare. Asta pentru că familia mea m-a îndrumat înspre acolo și asta pentru că imediat după Revoluție cine avea un business funcționa destul de bine. Deci a fost o explozie economică și business-ul mergea foarte bine și atunci ai mei au zis ok, pregătește în domeniul ăsta ca să creștem business-ul familiei. Am făcut asta, dar nu eram împlinit. Ce încerc să vă spun este că visele voastre se întâmplă. Se întâmplă doar că trebuie să aveți grijă de ele. Trebuie să aveți, vise corecte, în primul rând, să fie rezonabile și să vi le doriți mult. Adică să doriți să se împlinească și se întâmplă. Să vedeți că se întâmplă. Ca să devin, profesor de fotografie, nu pot spune că mi-am dorit asta, dar viața m-a pregătit pentru asta și fac asta cu drag acum. Adică chiar mă bucur că pot să învăț pe alții să facă ceea ce fac eu cu drag. Și când unul dintre voi, un tânăr fotograf, excelează, mă bucur foarte mult și îl încurajez. În urmă cu 5-6 ani am înființat o asociație a fotografilor artiști din Satu Mare. A funcționat foarte bine câțiva ani. Acum funcționează, dar mai puțin. Și asta pentru că a scăzut interesul. Arta nu prea e la mare rang în Satu Mare. Probabil este și nu mă găsesc eu în cercurile potrivite. Dar am avut expoziții. Am avut o expoziție frumoasă. Am purtat-o prin țară o vreme. Ne-au solicitat primăriile. Am avut o colaborare cu comunitatea evrească și asta a făcut să avem acces în mai multe orașe. Am documentat oarecum cimitirele evreiești. A fost un proiect frumos, interesant și asta a dus multă lume și la Cluj, la Brașov și la în Ardeal pe aici ne-am activat. Fotografia mi-aduce împlinire. N-a făcut-o din primul moment. În primii 5 ani de activitate fotografică, adică din momentul în care am intrat în zona comercială și făceam fotografie pe bani, nu prea am avut profit. Și asta pentru că investeam foarte mult în echipament. Probabil după 3-4 ani am început să pot să pun bani deoparte. Iarăși un impediment, pentru că soția mea, familia mea, întrebă, ok, bun, faci treaba asta, dar trebuie să vedem și noi, că ai o împlinire financiară. Dar, probabil fiind un tip răbdător, am așteptat să am un moment în care să trec peste nivelul de zero. Și, da, în momentul ăsta pot să spun că se poate trăi din fotografie. Fac asta full-time, nu am alt job și, da, înseamnă multă muncă. Adică, cei care vedeți un fotograf, nu aveți impresia că fotograful apasă doar pe un buton și fotografia se realizează instant. Nu. Eu am început să fac fotografie cu aparate destul de primitive, oarecum, și asta pentru că nivelul tehnic la ora aceea era destul de jos. Acum aparatele sunt mai deștepte, fac treabă bună, dar totuși factorul uman contează foarte mult. Eu mă obișnuiesc să spun că fotografia se face între ocular și ceafă, nu neapărat în interiorul aparatului, nu în mecanismele lui, ci în ceea ce avem noi. Vă spuneam că e multă muncă în spatele unei cariere de succes. Probabil cei din care a vorbit înaintea mea, v-a spus asta.
Și atunci trebuie să vă asumați asta. Munca multă se face și în fotografie, studiu mult, multe ore în fața calculatorului, munca aceea de chinez bătrân, de prelucrare, de pus măști, selecții și mai departe. Dar, da, la sfârșit vine și mulțumirea când clientul e fericit. Personal, nu neapărat mă interesează banul clientului, ci mulțumirea ce o văd pe chipul lui când îi preda materialul. Asta mă aduce mai multă mulțumire decât eu știu, plata ce o primesc la urmă. Ok, câți dintre voi vă gândiți să urmați, studii de, neapărat, complexe sau de specialitate în fotografie? Dar la Lăsatul Mare, școala de arte, da, nu mai are. Avea la un moment dat un departament de arte, de foto, în domeniul ăsta, acum nu mai este. Pentru că, paradoxal, nu sunt profesor de fotografie, educați cu pedigree, adică să aibă o diplomă. Și asta e fenomenul prin care am trecut și eu. Nu am putut să mă educ într-o instituție care să-mi ofere o diplomă și o trebuie să o fac singur. Și am devenit un fotograf autodidact și îmi place să spun că, da, o fac cu succes. Deci, vă spuneam, și pentru cei timizi și pentru cei cu complexe, oarecum există șanse, puteți deveni ceea ce vă doriți, dar probabil va trebui să munciți mai mult decât ceilalți.